Probabil vă întrebați de ce nu a apărut până acum pe zonă review-ul la iPhone 8, iPhone 8 Plus. Pentru că l-am folosit o bună bucată de vreme ca să ne dăm seama exact ce se întâmplă cu acest telefon. Este un telefon absolut extraordinar, dar care din păcate a fost un pic eclipsat de apariția fratelui mai scump și mai performant, și anume iPhone 10. Haideți să vedem dacă iPhone 8 merită achiziția sau merită upgrade-ul de la modelul precedent, de la iPhone 7 Plus. Cel pe care îl avem aici de față este iPhone 8 Plus, iar în partea cealaltă se află my very own iPhone 7 Plus. Sunt utilizator de iOS de mulți, mulți ani și ca orice utilizator de iPhone mi-am pus întrebarea dacă merită să fac upgrade-ul de la 7 Plus la 8 Plus. Voi răspunde în minutele următoare acestei întrebări. Dar haideți să vedem ce aduce în plus acest telefon față de modelul precedent. Primul și cel mai vizibil lucru este spatele din sticlă. Iată. Pe iPhone 7 Plus avem un spate din aluminiu, pe 8 Plus avem un spate din sticlă, pentru că da, pentru prima oară iPhone-ul suportă wireless charging. În rest, din punct de vedere al designului, al carcasei, telefonul a rămas identic. De asemenea, camerele sunt un pic ieșite în afară, sunt plasate în exact același loc, flash-ul dual tone este de asemenea la locul lui, în partea stângă, practic, a camerei, sau cum privești telefonul așa, în partea dreaptă. Spatele din sticlă ar putea fi considerat de unii un improvement, pentru că telefonul arată mai glossy, arată mai luxos, pe de altă parte însă eterna problemă a atragerii amprentelor. După o utilizare de câteva zile, telefonul arată nu tocmai grozav. Nu îmi place să folosesc telefonul cu husă, dar în cazul acestuia zgârieturile și praful și amprentele recomandă utilizarea unei huse. În rest, nu prea vedem mari deosebiri. E drept că zonele din plastic sub care sunt ascunse antenele acum au cam dispărut. Se mai văd puțin pe margini. În rest, telefonul este oarecum mult mai compact și mai curat din punct de vedere estetic decât precedentul model. În rest, cam toate au rămas la locul lor. Avem în continuare butoanele de volum pe partea stângă și switch-ul din care faci telefonul silențios, iar în partea dreaptă se află butonul de power și slotul pentru SIM. Butonul de home este și el neschimbat, este tot cu feedback tactil, nu este un buton fizic, au renunțat de mult Apple la treaba asta. Și acum să mergem la capitolul ecran. Nici aici nu există mari îmbunătățiri, avem în continuare un ecran de 5,5 inch LCD IPS cu luminozitate foarte bună, de altfel Retina display-ul cu care Apple ne-a obișnuit de o bună bucată de vreme. Așadar, din punct de vedere estetic, din punct de vedere al designului, noul telefon nu este un mare pas înainte față de precedentul model. Telefonul este certificat IP67, așadar este waterproof și dustproof. Rezistă scufundat în apă până la un metru timp de jumătate de oră. Recunosc că nu am avut curiozitatea să încerc această capabilitate. Rezoluția display-ului a rămas Full HD, lucru care pe mine nu mă deranjează, mi se pare absolut suficient. Adevăratele schimbări însă au avut loc în interiorul carcasei. Avem un nou procesor, A11 Bionic, face saltul de la 4 la 6 coruri, respectiv mai avem 3 GB de RAM și o stocare de bază de 64, respectiv 128 de GB în funcție de versiune. Noul procesor permite câteva lucruri care nu sunt disponibile pe iPhone 7 Plus, care de către unii pot fi considerate semnificative. Clar, telefonul se mișcă mai repede, mai bine. Am văzut chestia asta într-un joc, am instalat ca de obicei un NFS No Limits pe el. Îl vom demonstra și pe acesta ceva mai târziu. Însă aceste improvement-uri se simt mai ales pe partea de cameră, pentru că deși camerele arată oarecum la fel, ei bine, nu se mai află același lucru sub capotă,
și vom începe cu aplicația de cameră. Ne aducem aminte că Apple au introdus anul trecut pe 7 Plus acea poveste DSLR-ish, adică îți permitea să obții un fundal, un background un pic blurat, asemenea unei fotografii realizate cu o cameră DSLR cu senzor mare, din conjuncția celor două camere instalate pe telefon. Ei bine, aplicația nouă duce chiar mai departe aceste opțiuni. Iată așadar, setăm telefonul în modul portrait. Spre comparație îl vom deschide și pe celălalt. Ok. Și după cum bine putem vedea, deja în plus, pe interfața lui 8 Plus ne-au apărut câteva lucruri noi. Și anume tipul de lumină pe care îl folosești în momentul realizării fotografiei, adică avem lumină naturală, lumină de studio, lumină de contur, stage light, asta este o chestie foarte interesantă, și stage light mono, adică o fotografie alb-negru. Partea interesantă cu treaba asta de stage light este că nu numai că aplicația reușește să-ți blureze background-ul din spate, dar în cazul de față îl elimină de-a dreptul. Așa a reușit să elimine aplicația fundalul de studio din spatele meu. Iar aceasta este poza originală, cu lumină de contur, cu lumină de studio. Iată, modificările care apar pe fotografie sunt perfect vizibile. Și aceasta este lumina naturală. Se simte depth effect-ul din spate. Deci, practic, background-ul este neclar și putem modifica diversele tipuri de lumină din aplicație. Această poveste cu eliminarea fundalului mi se pare una destul de interesantă, mai ales că cei care lucrează în zona asta de graphic design știu că nu este întotdeauna ușor să elimini background-ul unei fotografii. În rest, se cam păstrează setup-ul camerelor. Avem o primă cameră de 12 megapixeli cu f1.8, deci foarte luminoasă, stabilizată optic. Și o a doua cameră tot de 12 megapixeli, de această dată însă de 56 de mm cu f2.8. Este interesant că aplicația de cameră nu permite întotdeauna switch-ul la care v-ați aștepta. Deci avem 1x și 2x zoom. Veți putea crede că este optic, dar nu, nu se întâmplă așa. Uneori se întâmplă pe bază de crop. Algoritmul camerei este cel care decide dacă există suficientă lumină în respectivul cadru, așa încât să aleagă opțiunea cea mai bună. Adică fie face prin crop, fie comută pe cealaltă cameră de 56 de mm. Aici sunt modurile de portret. Toate aceste artificii sunt disponibile grație noului și foarte puternicului procesor A11. Cel de-al doilea set de îmbunătățiri pe partea de cameră din acest terminal se întâmplă pe partea de video. Posibilitatea de filmare 4K la 60p nu este puțin lucru. 4K at 60 frame-uri pe secundă. Iar în variantă Full HD putem merge până la 240 de cadre pe secundă slow motion. Iată, 120 sau 240. Toate aceste înregistrări se fac cu ajutorul codecului HEVC, care se pare că este susținut în acest moment, este promovat de o bună parte din industrie. Compresie bună și calitatea imaginii destul de bună. Pe partea din față avem o cameră de 7 megapixeli cu expunere f2.2 pentru selfie. O cameră și ea destul de bună. Imaginea arată absolut impecabil. Până în acest punct am putea să spunem că iPhone 8 este un upgrade firesc pentru iPhone 7, 8 Plus respectiv pentru 7 Plus. Din păcate însă acest telefon a fost eclipsat de iPhone 10. Diferența de $200 nu cred că îi va descuraja pe foarte mulți și știți cum e, dacă este să ai telefonul momentului, prefer să-l ai pe cel mai tare. Așadar, este un fel de iPhone 8 Plus, este în clipa asta un fel de rudă săracă a lui iPhone 10,
deși este un telefon absolut extraordinar și un upgrade vizibil, cel puțin pe parte hardware, față de iPhone 7 Plus. Ceva foarte interesant s-a întâmplat la capitolul baterie. Deci dacă iPhone 7 Plus avea o baterie de 2900 de mAh și după cum bine știu din experiență proprie că te ține aproape o zi de utilizare intensă, decizia celor de la Apple în ceea ce privește 8 Plus a fost una cel puțin ciudată. Pentru că această baterie are 2691 de mAh, adică cu vreo 200 și ceva de mAh mai puțin decât pe precedentul model. Ok, cei de la Apple spun că hardware-ul, respectiv procesorul, memoria sunt mai bine optimizate și sistemul de operare, și o să ajungem să discutăm imediat și despre sistemul de operare, folosește mai parcimonios capacitatea bateriei. În principiu, mi-aș fi dorit să văd o baterie cel puțin la fel de mare, dacă nu chiar mai mare. Sunt destul de intrigat de această goană disperată a producătorilor după telefoane din ce în ce mai subțiri, în detrimentul bateriei de cele mai multe ori. Un lucru de care trebuie să spun că nu sunt foarte încântat, pentru că la aceste telefoane extrem de slippery, extrem de alunecoase, cei mai mulți utilizatori oricum pun o husă. Așa că mi se pare prea puțin relevantă grosimea telefonului, mai ales dacă această subțiere, această cură de slăbire se întâmplă în detrimentul capacității bateriei. Evident, acest telefon vine din cutie cu iOS 11, un sistem de operare pe care, vă spun foarte sincer, nu-l iubesc foarte tare. Mă așteptam ca divizia de design, cel puțin pe partea de software de la Apple, să facă mai mult cu acest sistem, să arate mai bine. Înțeleg că Jony Ive este cel care conduce această divizie încă din 2013. Până acum, ca să fiu foarte sincer, mi se pare că designul industrial la care Jony se pricepe foarte, foarte bine, nu este același lucru cu designul sistemelor de operare. Și am să vă arăt pe repede înainte câteva chestii. Într-adevăr, din punct de vedere al eficacității și al feature-urilor, noul iOS este categoric peste precedentul. Trebuie să recunosc că nu-mi place foarte tare din punct de vedere al look-ului. Cele mai evidente chestii se întâmplă mai ales la partea de capture screen, care acum se întâmplă astfel. Adică practic ai o poză care se mută aici, în partea de jos a ecranului, poți să ai multiple astfel de print screen-uri, iată, pe care poți ulterior să le modifici. Poți să le cropezi, poți să faci tot felul de lucruri pe ele. Este o chestie foarte practică atunci când ai de trimis tot felul de mesaje sau ai de adnotat poze, documente și așa mai departe. Este o opțiune binevenită care mi se pare extrem de interesantă. Acesta este noul Control Center cu care probabil v-ați familiarizat deja, cei care utilizați telefoane Apple și care ați făcut upgrade-ul la noul sistem de operare. Well, mi se pare un pic stângaci din punct de vedere al designului. Nu este cel mai frumos. Apple avea o reputație pe partea asta de eleganță în designul iconurilor, al fonturilor, al părților acestora de interacțiune a omului cu telefonul. Cel de față nu mă convinge, are un feeling așa de un pic de neterminat, de rudimentar. N-am fost niciodată un mare fan Android, dar trebuie să recunosc că în acest moment parcă totuși cel puțin partea asta de control arată mai bine, mai elegant, mai simplu pe Android. De asemenea, nici noile caractere utilizate pentru diverse opțiuni nu mă dau pe spate. Iată cum arată. La fel și pe zona de e-mail sau pe zona de mesaje. De asemenea, sistemul de operare mi se pare că rămâne destul de complicat în partea de settings. Sunt anumite lucruri pe care aș dori să le modific cu o mai mare ușurință. Deci, de exemplu, white point-ul ecranului sau astfel de lucruri, trebuie să sapi printr-o mulțime de opțiuni în meniul de setări pentru a ajunge acolo unde te interesează. Aștept să văd cum va evolua iOS 11 în viitorul apropiat. Până în acest moment nu mă convinge. În plus, au venit destul de multe update-uri consecutive, 11.01, 11.02,
în interval de mai puțin de o lună de zile de la lansarea oficială a noului sistem de operare. Așadar, Apple a simțit nevoia să patch-uiască destul de multe lucruri în acest nou iOS. Alte îmbunătățiri semnificative au avut loc pe partea de asistent virtual, celebra sau celebrul Siri, cum vreți să-i spuneți, care de această dată este mai rapid și mai inteligent. Este o chestie pe care trebuie să recunosc că nu o foloseam oricum prea des. Aș prefera ca producătorii de device-uri, și când spun asta nu mă refer doar la Apple, să se concentreze mai puțin pe partea asta de face detection, pe partea asta de asistenți virtuali. Eu știu că ei în teorie reprezintă viitorul. Aș prefera dispozitive mai robuste, cu baterii care să țină mai mult, cu lucruri care ne interesează și pe care le utilizăm în viața de zi cu zi. Am promis la început că vom juca și un Need for Speed pe acest telefon. Se vede bine? Așa cum era de așteptat, telefonul se mișcă absolut impecabil, jocul arată genial pe acest display. Vom încheia acest review cu un test comparativ, AnTuTu iPhone 8 Plus versus iPhone 7 Plus. Au pornit cele două, sunt foarte curios ce scoruri va scoate noul procesor. Și cât timp se desfășoară testul, vom mai povesti una alta despre acest telefon, care zic eu că merita mai multă atenție. Sigur, acum e destul de tricky în momentul în care el este lansat odată cu modelul aniversar, iPhone 10. Îl vom avea și pe acesta foarte curând la test și vă vom ține la curent cu noutățile pe care le aduce. Până una alta, sigur, încerc să-mi răspund eu însumi la unele întrebări legate de acest telefon. Am 7 Plus-ul de un an de zile, din septembrie anul trecut, de când a apărut. Mă întreb, l-aș schimba? În acest moment, răspunsul pentru mine este nu. Categoric este mai puternic 8 Plus, asta nu încape niciun fel de îndoială. Însă pentru ceea ce folosesc eu telefonul în fiecare zi, puterea pe care o are 7 Plus este absolut suficientă. Și cred că pentru mulți dintre voi acesta va fi un argument destul de important. Faptul că 8 Plus, neaducând mari schimbări de design, de aspect, lucruri de genul ăsta, nu foarte mulți se vor simți, cum să spun, obligați să-și facă acest upgrade. Cei mai mulți probabil se gândesc în acest moment că saltul firesc este de la 7 Plus la iPhone 10, care iPhone 10 la rândul său are aceeași motorizare ca 8 Plus-ul de față. Același procesor A11 Bionic, aceleași camere, sigur, cu câteva twists, cu câteva modificări.
Evident, cea mai importantă este la și cea mai evidentă este la capitolul design, dar practic sub capotă vorbim cam despre aceeași motorizare. Avem și rezultatele. iPhone 8 Plus, 189.723 de puncte versus iPhone 7 Plus, 173.304 puncte. Asta înseamnă o diferență de 16.000 și ceva de puncte. Să zicem la vreo 170.000 înseamnă în jur de 8-9%, 10%. Deci cam cu atât, în jur de 10-12% este mai rapid în Antutu, cel puțin iPhone 8 Plus față de precedentul model, ceea ce este un salt semnificativ. Rămâne categoric unul dintre cele mai puternice, mai performante și mai rapide telefoane din lume. Cam ăsta a fost review-ul lui iPhone 8 Plus. Așteptăm cu interes iPhone 10. Promitem să vă ținem la curent cu tot ceea ce apare nou, cel puțin în materie de terminale mobile. Și apropo de terminale mobile, nu uitați de concursul pe care îl derulăm chiar în acest moment pe canalul nostru de YouTube. Concurs la care puteți câștiga nici mai mult, nici mai puțin decât un super smartphone. Asus Zenfone 4, proaspăt apărut. Vă așteaptă. Tot ceea ce trebuie să faceți este să accesați linkul din descrierea videoclipului de concurs.